Și urmează un meci cu UTA pentru Rapid. Un meci greu, pe un așa. stadion unde se câștigă greu, dar mai mult decât atât, gazonul ăla e cu probleme acolo. <laughs> da, gazonul a fost cu probleme la UTA încă de când au inaugurat stadionul. Țin că am fost într-unul da. din primele meciuri acolo și a plouat și a fost un noroi Și chiar cei de acolo ziceau: domne, cum se poate așa ceva, să avem un stadion atât de frumos? nou nouț, dar gazonul să fie sub orice critică. Iar rapidul să vedem cum se descurcă pe un teren greu, pentru că rapid, la rapid sunt jucători tehnici, pasează foarte bine pe jos. Să vedem cum se vor descurca. Eu zic că acolo au un meci foarte greu. Mutu face curățenie la rapid sau cel puțin asta susține renunță la voi, tuș, duso și marzuc. Ce părere ai? Până la urmă că a avut suficient timp cât să-și dea seama dacă jucătorii ăștia sunt utili sau nu pentru echipă și dacă el consideră că nu, poate e momentul să mai facă niște schimbări. Cam toate echipele fac schimbări în pauza asta de iarnă și uh, analizează unde au niște minusuri sau unde sunt jucători care nu se potrivesc în sistem, că s-ar putea să nu fie jucători slabi, dar pur și simplu să nu se potrivească la sistemul de joc gândit de Adimutu. Și atunci să renunțe un pic la ei. Rapido este o echipă stabilă financiar, deci nu cred că din, punct, din punctul ăsta de vedere uh, renunță la jucătorii ăștia, deci cred că este exclusiv de